Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi am decis să vorbim despre artă cu scriitoarea Giulia Kalman. Bună ziua, Giulia, bine ai venit în studioul Vocea Armatei. Bine v-am găsit, mulțumesc Irina, mulțumesc Anda. Sunt astăzi pentru prima oară aici foarte emoționată, sau măcar un pic emoționată, dar și recunoscătoare pentru invitație și pentru cele două gazde foarte calde și foarte, foarte drăguțe pe care le-am descoperit aici. Da, am venit aici pentru a vă prezenta două proiecte expoziționale pe care le desfășor acum, în care m-am implicat aproape fără să-mi dau seama, a fost ceva natural. Întâi de toate ar fi expoziția de artă Ne-am iubit atât de mult, o expoziție... Poți să arăți și la cameră, Giulia, da, să vadă expoziția și Ne-am iubit atât de mult, care a avut vernisajul de ziua scrisului de mână, s-a deschis cu un atelier creativ de care s-a ocupat prietena și colega mea, Luna Popescu, de la Clubul Scriitoarelor, voluntar în cadrul Fundației Calea Victoriei, jurist de meserie, consilier juridic, mămică, fericită și de asemenea interesată de muzica clasică și scriitoare, după cum am spus, a deschis, a debutat de ziua scrisului de mână cu un atelier creativ dedicat scrisului epistolar. A fost interesant, iar participantele au plecat foarte, foarte încântate. Da, așa că de-abia aștept următorul atelier cu Hai să nu ne grăbim, Popescu. Că deja am intrat în problemă și eu aș fi vrut cumva să avem așa o introducere în care lumea să te cunoască și pe tine, să știe cine ești, de ce ai ales scrisul, ce te mână așa în interiorul tău spre artă și până la urmă care sunt oamenii pe care i-ai cunoscut de când ai pornit pe drumul ăsta? Sigur, aici sunt mai multe aspecte. Cred că aș putea să încerc să vorbesc despre prima parte, să zic, a existenței mele din punct de vedere artistic și creativ, acea prima parte care ar fi până la întâlnirea cu maestrul Botezan, maestrul Dan Botezan, care este artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici și implicat în ambele proiecte expoziționale despre care am venit să povestesc aici. Prin urmare, până să-l cunosc, eram deja formată, avusesem modele mari, atât din familie, bunicul scriitor, mătuși fabuloase, precum mătușile din cartea Silviei Colfescu, mătuși unele îndepărtate, dar mare pere culturale, cum ar fi pictorița de biserici Olga Greceanu, cea care a fost până la urmă singura femeie care avea dreptul să predice în amvon, din câte am înțeles. Deci am avut modele mari și până să-l cunosc pe maestrul Botezan. Au urmat alte și alte modele pe care le-am cunoscut încă din clasa întâi, printre părinții colegilor mei. Sigur că tuturor ni se spune în clasa întâi să îi ascultăm pe părinții colegilor, să le urmăm exemplu, să-i tratăm cu respect, dar în cazul meu erau mari modele culturale pe care apoi, sigur că i-am urmărit în carieră, le-am citit cărțile, i-am privit în toate aparițiile lor, cum ar fi Alexandru Paleologu sau poetul Ioan Alexandru, un alt poet, Rolf Bossert, poate mai puțin cunoscut acum,
dar și Ioana Beldiman, Alexandru Beldiman. Prin urmare, asta s-a întâmplat la școală. Apoi, primul bărbat care mi-a sărutat mâna, așa tot din mediul artistic, a fost un poet, Basarabean. Prin clasa 5-a i-am oferit un buchet de flori, cum se obișnuia. Ghiciți cine era poetul Basarabean, primul bărbat care... Grigore Vieru, da, nu spune. Da. E extraordinar. Da, da, da. Mare poet. Da, și pentru mine, sigur că a fost un moment de mare emoție. Știi, apropo, uite, că nu întâmplător vezi se leagă lucrurile, Grigore Vieru, din câte știu eu, în luna ianuarie, pe la sfârșit, ar fi împlinit o frumoasă vârstă dacă ar mai fi trăit. Da. Așa că, nu, cumva, nu întâmplător ți-ai amintit de el, așa, da. Iată. Da, da, așa este. Și în continuare... Cred că am fost în cenaclul lui Marin Sorescu mai întâi de câteva ori, apoi prin 90 am debutat în revista Liceului. Sigur că acum poemele respective mi se par naive și prea, nu știu, nepotrivite sau na, nereușite. Hai să spunem că poate experiența ți-a dat o altă viziune și nu neapărat că nu ar fi potrivite, ci poate nu mai vibrezi tu la nivelul respectiv. A fost o altă vârstă, o altă experiență și acum ești cu totul altă persoană pentru că ai avut și tu alte experiențe între timp. Da, da, așa este. Da. Pentru că nu cred că cineva poate să scrie prost și după aia bine sau... Adică nu are cum. Da. Doar... Cred că cu timpul îi se cizelează oarecum personalitatea și atunci lucrul acesta se revelează și în poezia sau în scrisul pe care îl are. Da, sigur că ne schimbăm. Pe de altă parte, citind zilele trecute poemele tale, am simțit acolo, am văzut foarte, foarte multă sensibilitate, ori comparând ceea ce scriam eu cu ceea ce scrii tu, bine, într-adevăr, la o altă vârstă, sigur că eu scriam ceva mai rudimentar, lipsit de emoție, nu știu, deci era ceva în care mă regăsesc prea puțin acum. Da, asta e, așa cum spui, evoluția. Apoi, prin 93, cred că am scris niște proze romantice, iar pe maestru Botezan l-am cunoscut de-abia în 2004. Deci în 2004 eram deja formată când l-am întâlnit. Deși sigur că l-am întâlnit fără să-l văd, pentru că timp de vreo 2 ani mergeam în atelier, în atelierul despre care apoi am și scris. Și antimemoriile care... unei muze, da? Da, da, este antimemoriile unei muze. Și în primii 2 ani nu-l vedeam. Pentru că atelierul era în ceață, nu era lumină. Sigur că pe la ora prânzului, dinspre un luminator, veneau câteva raze de lumină, astfel încât uneori ni se părea că anumite lucrări devin ușor vizibile. Deci acela era un atelier de pictură, de artă decorativă, întunecat. După... Și totuși sufletești așa, cum l-ai simțit? Cum foarte l-ai perceput? Cald, o persoană foarte caldă, o voce foarte plăcută și într-adevăr, deși atelierul era întunecat, oamenii se strângeau acolo. A fost o antiteză. Da, sigur, a fost o întâlnire, poate o antiteză cu... sau a fost o întâlnire în... La momentul potrivit, în orice caz, pentru mine, oamenii din jur erau foarte atrași de el. Asta se petrecea acum vreo, oricum, 15 ani, să zic. Erau adevărate cenacluri acolo, se cita, discutau, veneau și personalități din domeniul cultural. Asta prin 2004. Asta, da. În perioada respectivă era implicat în viața culturală, în viața mondenă, avea prieteni, sigur, pe care prieteni și modele, de exemplu Florian Pitiș, regretatul Florian Pitiș și Ducu Darie, cu ei avea discuții foarte interesante, erau foarte, foarte atașați.
și cumva pentru tine a devenit un model despre care tu ai vrut să scrii pentru că te-a fascinat foarte tare. Da, asta e interesant, este că în ziua în care în sfârșit a pornit lumina, atunci ne-am descoperit pentru prima oară și a venit cu un stilou și mi l-a dat. La vremea respectivă eu scriam doar texte tehnice, plictisitoare, în fine. Na. Și mi-a zis, ăsta e stiloul tău de scriitoare. Și m-am apucat să scriu. Aveam un iepure de companie, am scris o poveste despre iepure, apoi am scris alte și alte povești. Și până la urmă le-am strâns într-un roman, am scris un roman, două, trei, bine, sigur că le-ai foarte... publicat, bănuiesc. Nu, multe nu au fost, n-au fost bune, bineînțeles, așa e întotdeauna. Dar două, sigur că au fost valabile, iar acesta este primul roman pe care l-am început, al doilea publicat. Primul pe care l-ai început, al doilea publicat. Da, pentru că... Primul publicat care a fost? Primul publicat a fost unul pe care, într-o bună zi, cred că îl voi reciti. Pe acela l-am scris în vreo 2-3 ani. La acesta am muncit vreo 7. Wow, foarte mult. Da, pentru că, sigur, cu el mi-am făcut eu școala, cei 7 ani de scris, am muncit și cred că l-aș mai îmbunătăți un pic. Sau în orice caz îi voi scrie o continuare, să zic, dar la nivelul la care am ajuns acum. Știu că tu vrei să ne citești din romanul tău și cred că ar fi timpul să o faci. Da, sigur că da. În primul rând am un fragment care este despre două corpuri de iluminat care se află și într-o expoziție despre care vă voi vorbi mai târziu. Lămpile erau bisericile lui Dan, acoperite de cupole bizantine cu influențe slave, sprijinite pe socluri minaret. Și în lumina neliniștită a acelor lămpi au pornit să lucească bumbii și țintele lucrărilor sale, de parcă s-ar fi pus în funcțiune un ansamblu cu mii de unități, amplasate aleatoriu prin încăpere. Și cai vâsleau în șuvoiul alb, cai dezmembrați, dezarticulați și dragonii căzuți, ologiți, rinocerii adumbriți și inorogii, iar păsările și peștii pluteau, în vreme ce insectele, melcii, scoicile, fructele pomilor biblici, ciorchinii, florile, frunzele de ginkgo și multele elemente decorative sclipeau și se roteau ca niște ochi ațitori țintiți către lumea din afară. Foarte frumos. De ce ai ales pasajul acesta? Pentru că, da, asta e foarte interesant. De fiecare dată când urmează să am o ieșire în public, deschid cartea și anumite pasaje mi ies pur și simplu în evidență, le redescoper probabil. În orice caz, asta cred că e explicația. Mai am un pasaj care... este, da, acela e poate un pic mai alert. Acesta era mai descriptiv. Da, să vedem dacă... Hai să vedem și pe al doilea. Sunetul e drumul în pantă spre mănăstire. A explicat aie, a apărut pe neașteptate în visul lui Dan. Arșița grea de august îi amețea. Noaptea schelele pocneau, iar ziua... scândurile se înmuiau sub pașii lor, antrenând o ploaie de așchi ce amenința să se prăbușească odată cu ei, dar nu pe pământ, ci în cer, unde își vedeau adesea ghetele proiectate, boala Icarului. Munceau cu buzele fripte, iar carnea încinsă sublima pe zid. Uneltele încetaseră să existe. Lucrarea se scurgea dinspre ei într-acolo. Seara a sosit odată cu cireada și bătăile toacei. Sufereau antinomic de frisoane și fierbințeli. Au oblojit cărnurile vii, usturimea spinării și durerile de pe chipurile lor, tot cu brânză de vaci. Urma o zi de odihnă și distracție pe baltă. Dis de dimineață,
au ieșit să-și admire lucrarea și când colo, privind buimaci printre firele de mătreață lipită peste gene, au văzut că pictaseră numai picioare stângi și numai mâini stângi. Dar fiindcă o frescă odată fixată nu poate fi corectată, erau buni de plată în fața sătenilor, a popii și a facultății. A fost o duminică horror, încheiată cu o bătaie generală. A doua zi erau mahmuri, chiauni și vineți. Se așteptau să fie mustrați, ba poate chiar exmatriculați. Și cum stăteau așa, posaci, în curtea bisericii, pe bușteni, în loc să privească în jos, capetele lor se lăsau pe spate, ca împinse de un resort invizibil, ceea ce era foarte caragios. Cine a mai văzut un om trist privind cerul cu capul dat pe spate, pentru că lucraseră în cupolă, desigur, și rămăseseră așa. Cine a mai văzut un om trist privind cerul cu capul dat pe spate? Așa că s-au pus pe râs. Râdeau că aveau chiloții plini cu vopsea întărită, căpuțeaua brânză stricată, că aveau părul zbârlit și fețele tuciurii ca de draci și că nu-și puteau încheia șireturile decât ridicând picioarele deasupra capului. Ce-i cu voi? I-a întrebat îndrumătorul. Am făcut-o, a recunoscut Dan, arătându-i boacăna. Stați liniștiți, copii, nimeni nu va observa, dar dacă se va întâmpla, vor prefera să o considere o boacănă. Minune! Și se pare că au crezut, într-adevăr, s-a crezut că acești sfinți au picioare, doar picioare stângi și mâini stângi, pentru că ar fi o minune. Incredibil. Dar mi-a plăcut foarte mult pasajul și mi se pare exact cum ai spus tu, alert, dar în același timp creează cumva o curiozitate și mai mult decât atât stimulează imaginația, este amuzant, aduce aminte de copilărie. Ai îmbinat foarte mult acolo întâmplările și într-un mod foarte frumos, dar ce mă frapează la tine este vocea. Trebuie să spun că, da, ca și copil, mi-ar plăcea foarte tare să te ascult și cred că m-aș amuza teribil. Vorbesc foarte serios. Ai o voce blândă, în același timp extrem de expresivă și cred că ar trebui să-l pui mai mult în valoare, din punctul meu de vedere. Da, mulțumesc mult pentru complimente. Și de ce nu? Poate la un moment dat vei scrie și o carte pentru copii, cu povești pentru copii. Da, da, să vedem. Știi că acum sunt și DVD-urile acestea, gen audiobook-uri. Sau, da, sigur. Da, într-adevăr, e o idee foarte bună. Mulțumesc. Da, și acum... Să vorbim despre proiectele pe care le ai acum în desfășurare, pentru că știu că ești extrem de prinsă în ele și ca și cum ești deja în mijlocul problemei. Și vreau să-mi povestești de unde a început ideea, unde te afli acum mai exact cu ele și ce, la ce trebuie să se aștepte oamenii atunci când vor veni să viziteze expoziția. Da, prin urmare, mai întâi este această expoziție Ne-am iubit atât de mult, care va avea finisajul joi, pe 6, între 6 și 8 seara, în strada Bărăției 33, într-o cafenea, și acolo veți întâlni pe simeze lucrările unor scriitoare care sunt de asemenea și artiste sau fotograf. Avem, după cum am spus, un consilier juridic care are veleități artistice, dar și scriitoare care au debutat acum pentru prima oară vizual. Inima expoziției este un nud realizat în anii 80 de maestrul Dan Botezan, artist plastic, și despre care am tot povestit din cartea aceasta, și acel nud are foarte, foarte multă forță. E foarte prezent, dominator, și pe lângă el veți putea vedea până pe 6 și atunci cu ocazia finisajului lucrări ale artistului plastic și scriitor Mihaela Marilena Chițac, cea care la finisaj ne va citi alături de ea. Ne va citi artista Valerie Blanche, o artistă... Vedem și noi afișul. Da. La cameră. La cameră. Prin urmare, Mihaela Marilena Chițac.
este soția lui Marcel Chițac, pictor, care lucrează la cercul militar. Și Mihaela, asta vă spun, deși nu este partea proiectului pe care îl prezint aici, am impresia că pe 3 martie va avea vernisaj la cercul militar cu expoziție personală. În afara ei, Ania Vilal, poeta, care a participat cu niște obiecte, un fel de nișe de simțăminte și memorii, niște casetoane, Luna Popescu, care participă cu o lucrare parietală, muzicală se numește, Valerie Blanche, care are în expoziția asta, să vezi ce legături nebănuite, lucrarea ei din expoziție se numește Metamorfozele iubirii. Și am fost, și am fost surprinsă să descoper o legătură cu tine. Și cu cartele, de fapt. Ta, da. Care, da, se numește Metamorfoza iubirii. Așa, cred că ar fi bine să vă cunoașteți, poate, la vreun vernisaj. Valerie Blanche, care la finisaj ne va citi din astropoemele sale. Da, prin urmare, expoziția aceasta se încheie pe 6. A doua zi, pe 7, începe expoziția aceasta. Scurt excurs oriental, titular Dan Botezan, Valerina Ciobanu, invitați, Iulia Kalman, performance. Este un soi de reîntâlnire expoziția, o reîntâlnire între maestrul Dan Botezan și eleva sa de odinioară, actualmente artist plastic consacrat, o artistă desăvârșită. Valerina Ciobanu. Valerina Ciobanu. Alături curator este Relu Bițulescu, iar Galeria de Artă Orizont este a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în zona universității. Se află, sigur că o cunoaștem. Așa, aș vrea poate să spun câteva cuvinte despre expoziție. Cum s-a întâmplat, mă întrebai. Da. Și de ce scurt excurs oriental? Da, asta vă spun după aceea, dar mai întâi, cum s-a întâmplat, asta a fost și pentru mine o surpriză anul trecut, în vara trecută, pentru că nu mă așteptam să ajung să organizez expoziții dintr-o dată. Însă, întâlnindu-mă cu maestrul Botezan, mi-a spus că ar vrea ca eu să-i organizez expoziția post-mortem. Și când am auzit așa ceva, mi s-a făcut rău. Asta sună foarte dubios, da. Da, deci mie mi s-a făcut rău, așa, și imediat am contactat-o pe eleva sa de odinioară, sigură, și actualmente colegă. Am discutat cu prieteni și ne-am implicat cu toții în acest proiect care, iată că, se întâmplă și este minunat că toată lumea, sigur, s-a pus pe picioare și sub aspect al sănătății, ne simțim cu toții mai bine, așa că acel moment de panică a trecut, ca să zic așa, să sperăm. Da, o scurtă descriere a expoziției sau a felului în care am ajuns să argumentez. În momentul în care i-am vorbit maestrului despre expoziție, dintr-o dată s-a înflăcărat și a început să-mi povestească despre proiecte, despre proiectele sale, despre Orient, și mi-am dat seama că în ultimii ani, în perioada în care sigur, s-a refugiat din calea suferinței într-un locaș interior. Acel locaș interior a fost un orient interior. Maestrul s-a implicat în studiul artei orientale, a simbolisticii, și s-a documentat foarte mult și a insistat asupra acestui titlu, Scurt excurs oriental. Este titlul dorit și pentru că
în toate lucrările sale, Orientul este prezent, Orientul mai apropiat, mai îndepărtat, Japonia, bineînțeles. Cum vor fi lucrările sale? Sunt obiecte, unele sunt obiecte parietale și printre ele sunt câteva obiecte cu căpșoare de chinez, de japonez, sunt evantaie, sunt obiecte decorative, licorni, avem și norogi, nu este cel de pe copertă, ci alți doi foarte valoroși și de o frumusețe extraordinară. Sunt de asemenea alte animale fantastice, himere sau dragoni, căluți. Există și două elemente, obiecte pe care le-a realizat în ultima perioadă și care au nume sugestive. Unul se numește Baikonur și celălalt Cape Canaveral, ele fiind simboluri ale, știu eu, bărbăției, ca să zic așa, dar titlurile m-au surprins și sunt curioasă cum va arăta expoziția, atât partea aceasta masculină, creația maestrului Dan Botezan, pe care, știu eu, în parte o cunosc, dar nu în totalitate, și de asemenea să o văd înconjurată de grădina minunată, înflorită, atât de tinerească și japonistică, a artistei Valerina Ciobanu. Din fericire am intrat în atelierul Valentinei și este miraculos tot ce se află acolo, inclusiv energia aceea de creativitate și creație. Vreau să te întreb cum este prietenia dintre voi două. Da, în primul rând, sigur că noi ne cunoaștem tot de 15 ani, adică acum 15 ani, probabil că am întrezărit-o prima oară, dar ne-am apropiat de-abia în ultimii 5 ani când am început să colaborăm. Imediat, plăcându-i proiectele mele literare, a dorit să se implice, s-a implicat cu o generozitate extraordinară, energie și optimism, și asta e interesant, așa cum Valentina Vali are acea parte de optimism, deci acel râs extraordinar despre care cunoaștem, pentru că a fost și la noi în emisiune și ne-a bine dispus. Da, e teribilă și e ca un fel de coloană vertebrală a creației, râsul ei. Deci pe lângă acel râs extraordinar, maestrul Botezan se caracterizează uneori printr-un plâns. Prin urmare, împreună sunt cumva, așa cum ai spus, e un fel de antiteză acolo, e foarte interesant. Dar știi cum e, că până la urmă doi oameni nu trebuie să fie la fel, ci că trebuie să se completeze unul pe celălalt și să aibă o chimie aparte, așa că probabil acolo se află o chimie extraordinară dintre un maestru și ucenicul sau ucenica sa. Ce ai putut tu să observi în calitate de scriitoare vis-a-vis de ei doi? Sigur, am văzut o și căldură și camaraderie și faptul că, sigur, acum sunt anumite aspecte pe care și maestrul le învață, le studiază și le învață de la eleva, de odinioară. De exemplu, această expoziție pare un soi de smerită apologie a frumuseții celor trecătoare și a farmecului imperfecțiunii. Ceea ce maestru a învățat de la eleva sa. Este momentul acela în care ea o redescoperă, se redescoperă unul pe celălalt. Și cred de asemenea că prezența lor în această expoziție îi va schimba. S-ar putea, așa cum spunea și maestrul, să se apuce el de pictură, iar Vali de sculptură, să aprofundeze, pentru că și Vali are lucrări de sculptură interesante.
Care vor fi momentele serii la care putem să ne așteptăm? Dar aș vrea la sfârșit să adaug ceva neapărat, s-ar putea să nu Poți să o faci știți, acum, sau nu e chiar nicio acum, problemă. pentru că mi-am amintit și nu n-aș vrea să uităm, să uit, să spun faptul că în 2019 începusem să spun la un moment dat despre relația mea cu Vali. Bun, deci relația noastră a continuat la lansarea cărții, a realizat o recenzie pictată a cărții, deci iar un eveniment și un fapt nemai auzit, cred că așa ceva nu s-a mai pomenit, iar în 2019 am invitat-o să participe la o lectură publică a Clubului Scriitoarelor, iar Vali a debutat atunci literar cu un text satiric extraordinar. Deci a fost o surpriză pentru noi, un text foarte bun, multă vervă teribilă, și prezența scenică a fost impresionantă, așa că sper să pună la un dat cap la cap povestiri să realizeze un volum Oricum, dacă satiric. mă întreb pe mine, Vali este un personaj, dincolo de maestria cu care își face lucrările și sufletul pe care îl pune acolo, se vede și se simte totodată. Vorbeam despre momentele serii. Legat de momentele serii, sigur, de vernisaj, vernisajul care are loc acum vineri pe 7, între 6 și 8 seara. Sigur că va fi un vernisaj și tradițional, vom avea un critic care va povesti și alături de el fiecare dintre participanți va povesti câte ceva. Apoi urmează prezentarea și vom viziona obiectele și lucrările Valentinei. Prin urmare, va fi vernisaj tradițional, elegant, însă pe 14 februarie, în cadrul aceleiași expoziții, voi avea un performance. Un performance pe 14 februarie. Vă invit să sărbăm Valentine's Day într-o manieră orientală. Vor veni, desigur, și maestru Botezan, Vali, Irina Ciobanu, sărbătorim și pe ea, o sărbăm, nu fiind Valentine's Day. Și atunci, pe lângă performance cu care voi debuta și eu, iată, vom avea o lectură publică, voi citi din creații proprii, voi citi haiku, iar două alte scriitoare vor citi alături de mine, din nou Mihaela Marilena Chițac și poeta Anca Hirșpec, o poetă socială premiată, care mi este foarte dragă. Da, prin urmare, acestea ar fi momentele fixate până acum, dar după acel moment și în ultima săptămână a expoziției vom mai avea probabil vreun eveniment, poate un atelier creativ, rămâne să vedem, vă rog să urmăriți și să urmărești Unde putem să vedem? Pe pagina. pagina ta de Facebook, pe pagina Valii Irinei Ciobanu? Da, pe pagina lui Vali, pe pagina evenimentului a maestrului Botezan, sigur, peste tot voi promova toate aceste activități, le voi distribui și, într-adevăr, ne vom simți bine atât la vernisaj cât și la performance. Vor fi surprize, na, pregătim diverse. Detaliază-mi puțin ce înseamnă acest performance ca să înțeleagă și ascultătorii noștri. Sigur, va fi ceva interactiv, le voi și citi și va fi un fel de, să zic, o joacă între mine, care voi fi prezentă, și public. Așa cum spuneai mai devreme, cred că Ca aș un fel de teatru avea, de revistă. nu chiar de Nu revistă, până acolo, dar dar undeva, așa. da, să zicem, poate fi și asta, să zicem. M-am gândit într-adevăr și la o scenetă cu specific japonez, pornită de la unul dintre textele mele. Dar, da. Acum întreb eu ceva, așa, dintr-o curiozitate care mă mistuie.
te-ai gândit să iei și un kimono? Inițial, da, mă gândisem la un kimono, dar până la urmă nu mi era destul de comod pentru a mă desfășura așa cum trebuie în spațiu. Și atunci am preferat altceva și sigur că voi avea bocanci pentru că e nevoie. Na, voi avea de lucru. Așa de tropăit. Și va fi distractiv, fiind Valentine's Day, sigur că va fi drăguț. Acum aș citi, Te dacă rog. așa, aș citi un text care este inspirat de grădina înflorită care va fi și acolo, în galerie. Sigur, aici referindu-mă mai ales la creațiile lui Vali. Grădina de pruni se numește proza care se va afla în volumul de proză pe care l-am finalizat și pentru care îmi caut editor, să vedem. Micuța japoneză purta o rochiță liliachie și o bluziță albă cu mânești bufante, ciorapii albi cu bandă adezivă, se opreau cam pe la mijlocul pulpei, oferind vederii o fâșie de piele. Și apoi fundele, cele mai multe în păr, altele pe ciorap și una mare de tot în talie. Îi dădea un aer zburdalnic și primăveratic, potrivit zilei acelea în care se celebra festivalul bărbăției. Foarte frumos până aici, numai că din oglinda magazinului îi zâmbea strâmb, o fețișoară busumflată. Fiindcă un bărbat tocmai o refuzase, copiii nu au voie alcool și țigări, a repetat casierul. Dar eu nu sunt copil, a spus micuța japoneză. Dovedește. Nu avea actele la ea și chiar dacă le-ar fi avut, nu ar fi ajutat-o prea mult. A lăsat banii și a ales o acadea din marțipan roz și a împins-o ușurel în gură. A șoptit ceva și, neprimind răspuns, și-a urcat piciorul stâng pe masa din fața casierului. Omul a ridicat ochii tocmai când, dintre faldurile rochiței, date în lături, a ieșit un pantalonaș cu volane dantelate. Apoi s-a întins spre casier, iar acela a acționat din instinct. Nici n-ar fi putut altfel. Ce-a făcut? I-a dat o palmă, a luat-o de colț și a scos-o din magazin cu forța. S-a liniștit când a văzut-o plângând în fața ușii. Bărbatul are nevoie să domine o femeie, asta îl face fericit, și-a zis. Și-a avut dreptate, cel puțin în cazul lui, fiindcă s-a luminat la față. Poate a fost chiar așa, sau poate zâmbetul lui s-a iscat la vederea procesiunii care tocmai trecea pe stradă. S-a răsucit și ea și a rămas cu gura căscată la falusul auriu de dimensiuni monumentale pe care preoții îl dansau în drum spre templu. Numai că ei i se lăsase de sărbătorit, a întors spatele petrecăreților și s-a îndepărtat până când larma s-a stins în urma ei. Se prea poate să fi mers mai bine de o jumătate de oră până când a ajuns în grădina de pruni. Grădina era amenajată pe un deal care părea cioplit cu o spatulă de înghețată. Prin mijloc trecea un pârâu peste care se arcuiau podețe de lemn. Mai încolo erau pomi. Scuze. Ah. Citim de pe tabletă și se mai pierde Da. rândul. O secundă. O. Da. Peste care se arcuiau podețe de lemn, mai încolo erau pomi în floare. S-a așezat pe o bancă, a aprins ultima țigară și a inhalat fumul cu poftă. Când să-l dea afară, s-a înnecat și asta a făcut-o să râdă, amintindu-și de sorsa care spunea că de la fumat îi miroseau chiloții a bărbat. Japoneza a mai dat o raită peste alei, de parcă ar fi căutat ceva. A găsit un pui de seară. Umbrele se strângeau în cortegii din ce în ce mai apăsătoare printre pâlcurile de oameni care se vânzoleau să intre sau să iasă, veseli, chiar fericiți, savurându-și acadelele multicolore. Nu îi mai ardea de nimic.
ca să vezi, e de ajuns un bărbat rău ca să strice o zi bună. De undeva i-a alunecat un mârâit și a jurat să se răzbune. Ca să ajungă mai repede acasă, trebuia să ia metroul. În aerul străzii se simțea energia a mii, poate chiar a zeci de mii de oameni care se rugaseră pentru fertilitate și dragoste. Stația era mai plină ca niciodată, iar pe unele chipuri deja nu se mai citea strălucirea aia, ci altceva. Erau schimonosite de oboseală. Împingătorul le-a dat brânci înăuntru. Câteva stații mai încolo s-a întâmplat. Mai întâi a simțit ceva ascuțit pe pulpa dreaptă. L-a izgonit cu vârful degetelor, dar el s-a refugiat între coaste. A vrut să se elibereze de brațul care o imobiliza și să țipe, dar a speriat o privire disprețuitoare a insului din fața ei. În principiu, totul era în ordine. În fine, curând scârțitul șinelor s-a împletit cumva cu chicotelile lor, iar ușile s-au deschis și s-au închis de încă două ori. El i-a șoptit te iubesc și a strecurat un bilețel în palmă. La ieșire a luat o amețeală și s-a lăsat condusă de valul de oameni până afară. Mergea confuză, mulți se grăbeau nepăsători, alții încă sărbătoreau. Câteva luni mai târziu a revenit în grădina de pruni și a prins un răvaș în pom. Scria acolo că voia fetiță. Dorința aia s-a îndeplinit, ba chiar mai mult de atât, fiindcă i-au ieșit toate, și aia cu prunii, și aia cu școala, și aia cu bilețelul, până și casierul a murit. Foarte interesant. Textul tău mi-a adus aminte de filmul Memoriile unei geișe. Care, din punctul meu de vedere, este un film fabulos. Chiar acolo m-a dus imaginația cu gândul. Vreau să ne mai spui ce înseamnă pentru tine toate aceste lucruri pe care le faci pentru alți oameni. Pentru că, de multe ori, oamenii fac pentru ei lucruri, dar nu fac pentru alții. La tine este cumva altfel. Da, a fost chiar din acele momente în care maestru Botezan mi-a dat stiloul, am realizat că scriind, îmi scriam locul în societate, deci despre asta e vorba. Și cumva atunci când scriu despre cineva sau dacă cumva ajut pe cineva, contribui la societate și la știu eu, la frumusețea orașului și țării noastre. Dacă aș putea să spun și eu un lucru vis-a-vis de treaba asta, cred că atunci când ne ajutăm pe ceilalți, ne ajutăm și pe noi. Construim o lume mai bună și în lumea aia trăim și noi inclusiv, așa că este bine din când în când să nu facem lucrurile doar pentru noi, să le facem și pentru ceilalți. Ne-a scris Vali și se pare că ne ascultă. Ne spune că în deschidere va vorbi domnul Tudor Octavian și prietena ta, Luna Popescu, ne-a trimis niște emoticoane cu o carte deschisă, o ramă cu pictură și un mare semn de iubire. Probabil că este o prietenie care vă leagă și se creează cumva între artiști. Dincolo de lucrurile acestea frumoase, aș vrea să te întreb care sunt lucrurile de care te-ai lovit atunci când ai încercat să dezvolți evenimente de genul acesta? Tocmai asta e interesant. Faptul că practic totul a mers foarte, foarte bine. Nu mă așteptam. Ceea ce înseamnă că a fost momentul potrivit ca eu să mă ocup de asta. Sigur, probleme sunt întotdeauna, dar și-a fost destul de obositor, mult de alergat. Dar oamenii cu care am avut de-a face au fost și sunt oameni foarte, foarte drăguți. Te-ai gândit ca după această expoziție să faci așa o călătorie în țările astea orientale? Da, sigur că da, mi-aș dori asta și sper să ajung. Despre ce vei scrie în următoarea ta carte? Următoarea mea carte? Sigur, cartea aceasta N-am iubit atât de mult, care va fi când va fi. Este un volum de proză scurtă, dar astă vară, în timp ce făceam exerciții de caligrafie și cochetam cu acuarela și, în fine, desenul,
Am scris foarte mult, am terminat primul draft al unui roman, inspirat tot de artiști plastici, dar petrecându-se în anii 80. Așa că aceea ar fi viitoarea mea carte. Dacă primul draft va fi gata, poate în câteva luni, voi putea începe munca efectivă asupra lui și probabil că, nu știu, peste 2-3 ani poate va fi gata cu adevărat. Deci acela e următoarea carte. Din afară, când privești un artist, nu ai ocazia să-i pătrunzi sufletul atât de bine și de multe ori oamenii judecă lucrurile greșit, oamenii își fac păreri greșite. Spune-mi cum l-ai observat tu pe maestrul Dan Botezan, dincolo de aparențe, dincolo de poate ceea ce știe lumea despre el și de ce nu, dacă ne poți povesti puțin despre acele laturi ale dumnealui despre care spuneai mai devreme că ar fi un om mai pesimist. Sigur că asta n-am observat numai eu, dar e vorba despre pesimismul ultimilor ani în care față de momentul acela acum 15 ani când era în lumea mondenă și era într-un grup cu foarte mulți artiști, așa cum au fost cei despre care am vorbit. Problema este că, sigur, pierderea prietenilor, pentru că artiștii se implică foarte mult și ard destul de repede, din păcate, unii dintre ei și din cauza aceasta pierderea prietenilor l-au împins spre o zonă poate mai melancolică, ca să zic așa, pe maestrul Botezan, dar ceea ce observa și Vali, lucrul la acest proiect expozițional l-a schimbat, l-a înveselit. Dintr-o dată a lucrat și a realizat câteva lucrări noi pe care de-abia aștept să le văd. Așa că munca, dar și asemenea evenimente plăcute te schimbă. E important să serbăm partea frumoasă și sigur să ne implicăm, să găsim, să dăm un rost, un sens vieții. Din punctul tău de vedere, din ce ai reușit să observi, nu doar stând în preajma dumnealui, pentru că tu ai o arie foarte mare de prieteni în domeniul artei, aș vrea să te întreb dacă artiștii sunt singuratici, dacă au ocazia să-și facă familie, dacă se pot integra într-o familie sau familia lor se pot numi lucrările pe care le fac și acolo efectiv dau totul. Sigur că există și o familie artistică și foarte mulți artiști sunt în grupuri mai largi sau mai mici de prieteni sau de colegi, însă, într-adevăr, nu sunt foarte multe familii fericite, familii, știu eu, peste ani, așa cum sunt familiile într-o societate. Alte medii, da. Da, da, adică foarte rar întâlnești o familie de artiști care să fie rezistat toată viața, așa cum știu eu e cazul părinților mei care nu sunt artiști, sunt ingineri și au o foarte frumoasă familie și o foarte frumoasă dragoste și acum peste ani, sau așa cum a fost cazul bunicilor mei care se iubeau, știu eu, și la 70 de ani, 80 de ani. Da, deci așa ceva foarte rar întâlnești. Am întâlnit însă și mari iubiri printre artiști și într-adevăr e dificil atunci când amândoi artiștii, când artiștii sunt căsătoriți, uneori apar competiții între ei sau apar asemenea probleme. Da, dar artiștii foarte mulți sunt foarte generoși în același timp. Generoși, într-adevăr, se întâmplă să primești daruri din partea lor, așa cum și noi dăruim cărți, da, dar sigur cărțile noastre poate nu sunt atât de scumpe.
Până la urmă, cred că valoarea unui obiect îl oferă, din punctul meu de vedere, omul, pentru că omul sfințește locul, omul sfințește creația, dacă mă pot exprima așa. Pe ultima 100 de metri, ce ai vrea să ne mai spui? Da, aș vrea să vă spun că, sigur, vă aștept, repet, pe 6, în Bărăției 33, zona Unirii, la finisaj, avem și lectura publică acolo, iar a doua zi, pe 7, la Galeria Orizont, zona Universității, pe 14, vineri, la Performance, unde vom avea, probabil, bomboane, vom fi Tot la mascați. Galeria Orizont. La Galeria Orizont, da, cu lucrările lui Vali, grădina lui Vali și lucrările maestrului Botezan, și vom fi mascați. Eu mascați, bine, mi-adusesem o mască pe undeva, dar n-am apucat să o scot să vă arăt. Deci ne și mascăm, vom avea și scenete, va fi drăguț pentru ziua îndrăgostiților. Și ulterior, așa cum cred că mi-ai spus tocmai că ne-a semnalat Luna Popescu, ea va organiza ulterior un atelier creativ, tot acolo, după data de 14. Și pentru că emisiunea se numește Amprente, vreau să te întreb dacă tu consideri că ți aduci amprenta sau pui amprenta asupra oamenilor din jur, asupra lumii tale și asupra tuturor lucrurilor pe care le faci. Da, am observat. Sigur că asta m-a surprins și pe mine la un moment dat, până la un punct în evoluția mea. Eram într-un fel, iar după aceea, dintr-o dată, probabil, în urma contactului cu personalități, cu culturale, am început și eu să mă schimb și să îmi pun și eu amprenta asupra celor din jur. Într-un fel să contribui creativ și cultural. Acesta este un lucru minunat pentru că fiecare dintre noi, probabil că, nu probabil, sigur, vine cu o misiune și venim să ne aducem aportul, așa cum știm noi, să facem o lume mai bună. Dragii mei, eu sunt Irina Spilcă și pe parcursul unei ore întregi v-am ținut companie împreună cu Iul Giulia Calman, scriitoare, și colega mea, Anda Găleanu, care este în spate, dar întotdeauna este cu energia sus. Până data viitoare, vă reamintesc să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine! La revedere!